absolvente ale Academiei Forțelor Terestre și n-am avut șansa să mergem într-o misiune externă. Iar ca activități de zi cu zi nu pot să spun că avem momente dificile. Participăm la toate activitățile, suplimentar la activități sportive. Nu sunt lucruri foarte greu de realizat. Un bărbat se impune mai ușor și, după cum vă spuneam, prin forța fizică. Noi trebuie să fim mai bine pregătite și mai exigente astfel încât să ne impunem punctul de vedere. Dar un lucru absolut normal în armată. Mai este un mic secret. Din 2001 este anul în care s-a intrat la liceul militar și s-a putut intra și la Academia Militară. Respectiv s-a permis și femeilor să intre în sistem. Existau, într-adevăr, avem și colege, să spunem, cu mai multă experiență decât noi, care au avut anumite lucruri limitate, dacă nu mă înțeleg, dacă nu mă înșel, dar în urmă cu 10 de ani, poate. Avem colege cu experiență de 20 de ani în sistem, 15, 10, da. Personal civil contractual, dar cu ideea în care suntem noi pregătite, întregul demers e undeva. Este o alegere personală, mergi pe comandă mai departe sau alegi să lucrezi în statul major, în birou, și chiar personal. Să-i acordați ajutor unui coleg rănit, fie român sau american? Nu, am avut, nu au fost român sau american, am avut copii afgani. Și da, le-am acordat primul ajutor, pe care au fost trimiși la spitalul din districtul respectiv. Presupun că nu în urma unui conflict, să spun, sau au avut ei probleme. Nu. Pur și simplu au fost loviți pe stradă de un autobuz. Și atât. Eram prin preajmă și automat nu poți să refuzi să acorzi primul ajutor dacă poți să acorzi. Cred că în fiecare dintre noi există un drum de frică și poate asta ne face și mai curajoase și mai multă inițiativă și cum mai... Asta ne dă și, până la urmă, curajul, adrenalina, nici nu mai spunem de ce. Da, într-adevăr, când am urcat în avion, atâtea povești, atâtea și pregătirea, care pregătirea a fost destul de lungă și exigentă, aveam o anumită părere formată și mai ales informațiile care le-am adunat despre Afganistan. Trebuie să fii informat, poți să te duci oricum acolo, să știi despre oameni, despre cultură și misiunile care facem noi propriu-zis acolo. Așa că, da, există un dram, dar tot ăla este cel care îmi dă antrenament și îmi dă forță și e constructiv. E constructiv, exact. E constructiv, da.